Bună, Oana! Bună, Zoltan! Iar are de matură înainte de podcast, dar e de bine. Păi am făcut-o eu lată, again. Păi hai să râdem până mai putem, pentru că vreau să mă leg de un subiect astăzi, un citat, un slogan pe care am scris de foarte multe ori, de la mulți oameni, și legat de care am scris, nici nu mai știu, cred că într-un workshop am zis chestia asta. Deci vorbim acum despre replica, nu există, nu pot. Da? Nu există, nu pot. Sau nu niciodată nu spun nu pot. Da? Uh-huh. Și am eu așa o întrebare foarte, foarte directă pentru oameni care zic nu există, nu pot. O zic, bine, asta când des acasă de obicei. Da. O steamă de pe geam, locuiesc pe etajul 7, superetajat. A zis că nu există, nu pot. Te rog, zboară, puiule, zboară. Hai să te văd. Nu pot, n-am cum. Dar știi care este culmea? Că oamenii care au sloganul ăsta și cumva fixarea asta, pentru că din punctul meu este un fixism care vine dintr-o, nu știu, o teamă, un blocaj destul de serios, oamenii care au fixul ăsta cu nu există, nu pot, de fapt, o să încerce să se scoată și să îți demonstreze că, de fapt, ba da, ei știu și să zboare. Asta este paradoxul și o chestie ciudată. Așa, dar procesul până să se întâmple chestia asta e... Mai durează un picuț. Da, adică, și cred că nu are logică. Păi, poate să aibă logică, pentru că mulți am testat chestia asta cu chestia, da? Și te arunc pe geam. Acum. Da. Poți? Păi stai un picuț, că nu pot direct, adică stai că tocmai ce am zis, nu pot, stai, nu pot să zic, nu pot. Tocmai ce zis-o de trei ori. Da. Zice, pot, cu condiția să, deci nu poți, adică nu, cu condiții. Nu există rezultatul imediat, exact. Ci trebuie să existe niște factori care să ajute ca acel rezultat să se întâmple. Exact. Și atunci... Din capitolul bărbații nu pot avea copii, știința poate să îi ajute. Să modeleze niște procese care să arate ca și cum ar putea. Și la fel și cu zburatul. Păi da, dacă aș avea un costum de ăla care cu aripi, oarecum nu știu ce, dacă ai costum de ăla, nici nu zbori, da? Da. Dar dacă, uite, cu avionul pot, ai avionul aici, te arunc pe geam, ai avionul care să te prindă? Nu, n-am. Și aici e toată șmecheria, că oamenii nu vor să înțeleagă că, ba da, există, nu pot. Există nu pot acum, există nu pot în condițiile actuale și există nu o să pot niciodată. Pentru și că, până la urmă trebuie să ne asumăm. Da, e o formă de asumare legată de unde ți investești energia. Pentru că atunci când vrei să demonstrezi că poți orice, de fapt îți pierzi timpul și energia pentru că nu vrei să poți orice și să faci orice. Dar foarte mulți sunt care efectiv își pierd timpul și energia în disperarea asta să demonstreze. Și, apropo, am fost unul dintre aceștia. Ok. Aveți din experiență. Că ba da pot. Și e foarte ciudat că, de exemplu, spun că nu pot să ajungi neurochirurg. Ba da pot dacă vreau. Dude, nu poți. Deci n-ai cum. În condițiile actuale să faci facultate de medicină de la 25-30 de ani, să faci facultate de medicină și să ajungi neurochirurg cu facultatea, cu practica, rezidențiatul, cu toate alea. Păi, probabil că poți, dar întrebarea este, sigur poți să plătești prețul ăla? Adică tu acum, cu cine ești acum, cum ești acum, cum e viața ta acum, poate, nu știu, ai copii, ai familie, poate, nu știu, ai deja o carieră într-o direcție. Sigur poți să renunți la toată chestia și să faci altceva ca să ajungi neurochirurg sau astronaut sau pilot de avioane. Adică eu, de exemplu, acum să zic, bă, vreau să ajung pilot de avioane de vânătoare. Stai puțin, că nu mai primește, există o limită de vârstă în academia, de asta, militar. Adică sunt lucruri care chiar nu poți să le faci. Nu spun că este imposibil, dar în condițiile actuale chiar nu pot. Și noi nu vrem să ne asumăm chestia asta, că dezvoltarea personală ne-a învățat că trebuie să poți tot și trebuie să le faci pe toate. Dar, de fapt, nu există varianta asta. Păi, există partea cealaltă, că dacă vrei, poți. Da, dacă vrei, și, poți. Și automat, dacă spui că nu poți, asta e pentru că nu vrei. Dar nimeni nu poți să zbori pentru că nu vrei, de aia nu poți. Da. Poți să faci, să transformi merele în pere. Păi stai, că nu așa se face. Ok, dar hai să facem altceva atunci. Poți să scrii caligrafic, de exemplu? Păi nu pot, dar pot să învăț. Așa este, puiule. Dar în acest moment răspunsul este nu pot. Și când ne asumăm,
cel puțin din punctul meu de vedere, când ne asumăm că nu pot, de fapt ajungem să ne recăpătăm puterea. Culmea. Cred că e un proces și de eliberare pentru mulți dintre noi care am trecut prin etapele astea și eu la fel o zic din experiență că na, nu te mai simți condiționat, limitat. Exact. Nu te mai simți forțat. Da. Și atunci trasezi o linie și o limită. Și exact. E propria ta limită. Dar că exact cum povesteam și în celelalte podcasturi legate de treaba asta, că este un proces continuu de observare a propriilor tale stări, comportamente, atitudini și blocaje. Și aici e un joc foarte interesant, cum e cert de eliberare. Practic, în momentul în care îți asumi că anumite lucruri nu poți să le faci, nu pentru că nu vrei, ci pentru că realmente în condițiile actuale sunt irelevante, adică ar fi resurse mult prea multe și mult prea complexe ca să le faci, știi, vin după alții, păi da, dar nu vreau să le fac, este o diferență, că pot, dar nu vreau. Păi stai un pic, puiule, și dacă ai vrea? Știi, aici e chestia, amăgirea asta, și să știi că am senzația că foarte mulți nu-și dau seama de unde le sunt limitele sau nu-și dau seama de unde își pierd foarte multă energie pentru că nu vor să-și asume că în condițiile actuale nu pot și în loc de asta ei se amăgesc, nu se întâmplă chestia asta pentru că nu vreau. Dar știi care este culmea? Că în momentul în care vine vorba de alte experiențe, alte întâmplări din viața lor, ei dau vina pe alții. Da, corect. Adică asta este culmea. De? Adică dacă eu nu pot să, nu știu, nu pot să scriu repede pe tastatură pentru că nu vreau să învăț, că aș putea, dar acum nu pot, din nou, acum nu pot, da? Aș putea, dar nu vreau, dar dacă, nu știu, mi se strică laptopul, este karma care a venit, sau dacă cineva îmi vinde, cineva mă fraierește cu un laptop, ăla e de vine că m-a fraierit. Da. Și foarte ușor ne victimizăm, adică e un contrast. Ne sustragem cumva din toate situațiile și contextele astea, tocmai ca să nu simțim sentimentul de vinovăție, că neputință. Și neputință, exact. Da. Și foarte ciudată e partea asta de neasumare, pentru că de multe ori am senzația când aud oameni că spun nu există, nu pot, că ei de fapt se autosugestionează. De fapt, ei nu cred chestia asta, pentru că n-ai cum să crezi așa ceva. Adică nu ai cum, fiind un om cât de cât lucid, deci nu vorbim că trebuie să fii înțelept, trebuie să fii un om lucid și ar trebui să faci o listă cu lucrurile pe care le poți face și o listă cu lucrurile pe care nu le poți face, deși ai vrea sau deși ar fi bine, dar nu le poți face. Da? De exemplu, eu nu pot să fac acum 30 de burpees. Nu pot. Am încercat. După 7 îți varză. Trebuie să ajung să pot pentru Spartan. Da. Astăzi am testat. Eu m-am uitat la niște video tutoriale de cum se fac corect burpees-urile. Dar astăzi ne-am testat și am zis, oh my god, chestia asta e grea. Plus îți trebuie și odihnă. Sunt multe chestii acolo, da. Dar și păi pot să fac, ar trebui să zic, nu pot să fac 30 de burpees, nu pot că nu vreau. Stai un pic, puiule, adică este niște limite pe care le am la nivel psihofizic, emoțional, tehnic și nu, acum nu pot. Păi da, o să pot. Da, mă, dar o să pot după ce trec printr-un proces. Nu pot acum. Exact. Că, da, exact, legat de chestia asta cu nu pot, uite, sunt părinți care își educă copiii sub... Adică la tine nu există nu pot, tu trebuie să poți, tot trebuie să faci. De așa ce presiune e pentru un copil care chiar nu poate, adică cu atât mai puțin, poate nici nu are funcție supraale creierului. Și apar tot felul de disfuncționalități și ne mirăm că nu... Sindromul impostorului printre altele. Exact. Asta e unul dintre cauzele dezvoltării sindromului impostorului, când cineva este pus într-o ipostază cumva... pus împins în față. Uh-huh. Tu ești ăla deștept, tu ești ăla frumos, tu ești ăla care poate să facă, tu le poți face pe toate. La nivel subconștient pune o presiune și instalează un program care rulează constant și dacă cumva ajungi la concluzia că nu poți sau nu ești așa cum s-a așteptat de la tine, imediat apare sentimentul ăsta de da, eu știu că nu pot, oricum mi s-a spus că pot, mi s-a spus că trebuie să pot, dar eu știu că nu pot, pentru că așa sunt în fiecare. Și atunci sindromul impostorului devine o realitate crâncene pentru oamenii ăștia. Păi da, dar apare și reversul, că ok, ți se spune că da, tu poți, și ajunge momentul în care
Îți dai seama, chiar, da, chiar nu pot și ok. Autosugestia asta, ce, da, ce se întâmplă? Cred că sunt mulți adulți în confuzie și chiar aș vrea să, să tratăm un pic aici partea asta, pentru că sunt convinsă că generații au fost crescute sau nu, poate au fost părinți mai dictatori, ca să zic așa, care au folosit în sistemul lor de educare a propriilor copii chestia asta că nu există la tine, nu pot. Adică, presiunea da, asta. Presiunea. Și copiii au ajuns adulți și sunt convinsă că se confruntă cu niște... Cu sindroma impostorului, da. În primul rând. Okay. E interesant că sunt, cred că sunt două extreme. Așa. Adică, pe de o parte, este extrema aia care e pe partea feminină, să zic așa, care, da, am grijă de tine, pui-le, vai, nu poți, hai să te ajut sau nu poți, nu e problemă, că oricum mama te iubește și asta energia feminină care de obicei protejează și susține, energia feminină la extremă, să zic așa, și armonioasă, și ăștia creează de foarte multe ori victime, pentru că neputință se cultivă foarte mult, cineva mă salvează, eu nu pot, nu e problemă că poate altcineva, și atunci se creează extrema asta, care foarte ușor renunță, foarte ușor cedează. Și extrema cealaltă, care e energia masculină mai mult mai puțin armonioasă, care vine cu încrederea, cu curajul, cu forța, cu determinarea și care zice, nu există, nu pot, hai că trebuie să poți, ridică-te, mergi, trebuie să faci, trebuie să facem, nu contează că ești obosit, nu contează că n-ai chef, trebuie să faci. Și în funcție de unde ne situăm pe această scală, zic așa, se formează diferite răspunsuri sau diferite nivele ale... traume, să zicem, dar neapărat traume, ale programărilor. Și gândește-te, dacă tu ai avea predominant atitudinea asta în jurul tău, în care nu e problemă, puiule, e ok, stai niștit, dacă nu poți, nu e problemă, facem oameni în locul tău. Dacă ai atitudinea asta, se formează în capul tău vocea și atitudinea care așa funcționează, tu cu tine, da? Nu e o problemă, hai, nu pot, asta este, nu reușesc, ar trebui să aștept, dar nu mă salvează nimeni, dar nu vrea nimeni să mă ajute și se formează starea de victimă. Extrema cealaltă, dacă avea lângă tine doar o persoană care constant te împinge la limite și constant trage de tine, asta o să faci cu tine. Dar, așa cum acea persoană niciodată nu este mulțumită de tine, nici tu nu o să fii. Corect. Da? Da. Și asta vreau să punctez, că în funcție de mediul în care am crescut, fiecare avem niște jocuri de genul acesta interioare. Că dacă, de exemplu, așa stă la mulți clienți, am văzut și în lucru unul la unul și când lucrăm cu grupuri, că se formează această dualitate. Pentru că, de obicei, este prezentă o mamă și un tată, da? Da, da. Și atunci cum începe să schimbă, dar... Asta e un alt subiect. Asta e alt subiect, da. Apropo de pot orice... În momentul în care ai cele două energii, una dintre ele o să te susțină și o să te încurajeze și o să aibă grijă de tine și cealaltă o să te împingă la limită, o să te provoace și o să tragă de tine, zic așa, da? Da. Și imaginați-vă că în capul fiecăruia dintre noi există o discuție constantă între mama și tata, subiectul fiind tu însuți. Adică e ca și cum o parte mi-a zice, da, mă, da, așa slăbit mă simt și așa, nu știu, așa îmi vine să mă bag în pat și așa. Și o altă parte care vine și zice, se bage în pat, ce cu tine, mă, revin-o-ți în pana mea, revin-o-ți. Și încep să revin că n-am chef, dar exact așa cum în copilărie, când aveam chef să dorm sau să, nu știu, mi-eram obosit sau leneș și mama venea și zicea, hai, nu mai trage de copil, lasă-l în pace că e obosit. Și venea tata și zicea, nu, că trebuie doar să-mi dea scul la mână, trebuie să mă ajute, că nu trebuie să facă mare lucru. Și încep să mă târăsc, dar tot n-am chef în timp ce mă târăsc. Da? Și vine o altă voce care zice, da, mă, ai putea să te odihnești, să te lași în pace, în pana, că ești obosit. Și o altă voce care zice, nu, trebuie să faci niște chestii simple, nu e așa de complicat. Dar culmea este că dacă n-am avut parte de mulțumire, satisfacție din partea părinților sau recunoștință sau nu știu, apreciere, să-i spunem, atunci nici noi nu o să știm să ne apreciem. Adică chiar dacă avem jocurile astea interioare, din jocurile acestea fac parte doar acele componente de care chiar am avut parte. Da, 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 exact așa se și întâmplă. No, și atunci chestia asta cu nu există, nu pot, depinde foarte mult în care extremă am fost crescuți, ce am văzut în jurul nostru, câtă delăsare am văzut în jurul nostru, că foarte mulți care citesc, studiază dezvoltare personală sau sunt pasionați de dezvoltare personală, sunt expresii care îmi plac foarte mult, ce fac de fapt este că ei se uită la modele, cum e Anthony Robbins, de exemplu, da? Da. Care... avea el un
când avea, nu știu, era foarte gras și falit și tot era foarte nasol și s-a apucat de alergat și avea el o frază pe care o repeta mecanic în timp ce alerga, legat de abundență, legat de prosperitate. Și sunt oameni de genul acesta care au un nivel de determinare aproape paranormal. Prin chestia respectivă ei se transformă și obțin niște rezultate în niște zeci de ani. Da. Da. Și eu la 25 de ani zic, oh, Anthony Robbins, deci clar, deci fii atent, fii atent. Deci mă duc și eu vreau să fiu așa, și eu vreau să fiu faimos și recunoscut și mare și meseriaș cu foarte mulți bani și să nu fac nimica și să... Asta e că nu face nimica. Nu, dar chiar... Da, asta e, să nu fac nimic din ce nu vreau și din ce nu trebuie. Și mi-aduc aminte constant de ce spunea John Maxwell când am fost la eveniment cu el și făcea prezentarea. A zis foarte, foarte fain. Ce... Vin oameni la mine și îmi spun și eu vreau să fac ce faci tu. Și eu întreb, bine, dar ești dispus să faci ceea ce am făcut? Pentru că am fost de 13.000 de ori pe scenă. Mm-hmm. Am scris 80 de cărți. Da. Da. Ești dispus să treci prin procesul prin care eu am trecut? Mm-hmm. Ești dispus să citești în fiecare zi, să scrii în fiecare zi, să are niște rutine pe care face... Da. Ești dispus să faci chestia asta? Păi nu, eu vreau doar să fac ce faci acum, dar nu vreau să fac ce ai făcut. Eu nu vreau rezultatul final, nu vreau procesul. Da. Și oamenii când spun, nu există, nu pot... Ei, de fapt, se uită la final. Uh-huh. Și ei zic, păi și eu pot să ajung acolo. Păi nu știu, zău, pentru că dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să treci printr-un proces. Uh-huh. Întrebarea este, poți să treci prin proces? Oh, da. E? Adică poți rezista în procesul respectiv, că oamenii nu se uită la chestia asta, se uită doar la rezultat. Și acolo e destul de ușor să spui, când vezi o chestie punctuală pe care o ai în față și sunt... Că poți să-ți asumi rezultatul, poți să-ți asumi mult mai rapid decât procesul în sine. Pentru că procesul înseamnă o chestie zi de zi, înseamnă să te confrunți în fiecare zi cu niște structuri de ale tale, niște limite de ale tale. Și întrebarea este, ok, tu zici că poți să ajungi la rezultat, dar poți să-ți controlezi emoțiile? O să depășești acele procese de autosabotare. Tot ce apare pe parcurs până să ajungi la rezultatul acela. Aia e problema. Și atunci, întrebarea pe care ar trebui să o pună oamenii, nu dacă pot să obțină sau nu un rezultat, ci dacă pot sau nu să-și asume procesul cu adevărat, dacă pot sau nu să reziste în procesul respectiv. Pentru că dacă eu întreb pe careva acum, tu poți să devii Navy SEAL? Ah, ok. Da, poți? Și o să zic că, păi, pot orice, really. Cât să ajung acolo? Cât clachează? Adică nu-mi spune că ești printre aia foarte puțin procentual care trec prin acel antrenament și chiar rezistă până la capăt. Da. E o aroganță destul de mare să ai senzația că chiar poți orice. Și mi-aduc aminte de o puștoaică de 17 ani care la un moment dat m-a luat de mentor, adică mai ne vedeam din când în când și mai ajutam cu niște chestii. Și zice, vorbim de 17 ani, da? Zice, Zoltan, mă tot uit la speakerii ăștia din România, mă uit la tine, la Loran, la Ovidiu Otean, la Burcaș, la ăștia mari și îmi dau seama că aș putea să fiu mai bun decât oricare dintre voi. 17 ani, da? Da. Și am zis, așa este, am această convingere că pot să devin mai bun decât oricare dintre noi. Întrebarea este, ești dispus să plătești prețul? Una la mână, doi la mână. Avem niște ani avans și până tu ajungi să fii așa de bună ca noi, probabil și noi mergem înainte un pic. Știi? Și atunci e interesant când faci comparații de genul acesta, te uiți în afara ta, decizi ce poți și că poți orice, dar în același timp ești capabil să... zic, să ai un moment din ăsta de... Știi, nu poți să ai o stare de umilință, nu poți să ai o stare de sinceritate cu tine în care să spui, bă, acum chiar nu pot. Sau, mai poate că aș putea, dar nu pot să-mi asum procesul ăla. Și capcana asta al... capcana cuvintelor și schimbarea asta cu... Nu e vorba că nu pot, e vorba că nu vreau. Da? E o capcană foarte periculoasă. Pentru că te face să ignori complexitatea procesului. Da. Și te face să crezi sau să-ți creezi fantezia asta că orice rezultat este pe bază de vreau sau nu vreau. Nu este pe bază de efort și pot să depun efortul ăla sau nu. Foarte periculos. Că dacă tot mergi în zona asta în care nu e vorba că nu pot, e vorba că nu vreau aia. Ok, dar întrebarea este ceea ce vrei. Poți? Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu poți, deși vrei și nu le poți face. Așa e, da. Vorbim de schimbare de obiceiuri, vorbim de lucruri mărunte și tot nu poți să faci chestia asta. Și problema foarte mare de aici este că după aceea
nu, cum zic, se asociază chestia asta cu, nu e vorba că nu pot, este despre nu vreau, dar în același timp, în viața ta de zi cu zi, nu poți anumite lucruri, da? Nu poți depăși anumite blocaje, nu poți să-ți controlezi anumite stări. Și atunci, acolo, care e șmecheria, care e capcana? Faptul că nu, de fapt nu vrei să te controlezi. Păi da, vreau, dar acum nu pot. Ai zis că nu există, nu poți. Deci există sau nu există? Păi e un paradox, știi? Ei, da, de fiecare dată. Că intervine, știi, nu pot, nu vreau, nu, stai să văd cum îl cadrez acum, cum îl spun, știi? Zici cum că... mă scot, da, de fapt. Asta se întâmplă de foarte multe ori, că ne scoatem. Și de asta este foarte periculoasă chestia asta cu nu există, nu pot. Ba da, există. Și tocmai că în momentul în care poți să-ți asumi, mai nu pot acum, din diverse motive nu pot, nu că nu vreau, că nu vreau e ca și cum am încheiat. Uh-huh. Am încheiat. Că, ok, eu de exemplu nu reușesc, nu pot să mă culc. Da? Deci a fost deja, azi noapte tot și la 3 am reușit să mă culc, înainte cu 1:30, mai fluctuez, jonglez. Uh-huh. Dar oricât mi-aș propune să mă prostesc și să mă așa, bă, nu pot. Acum nu reușesc efectiv să mă conving să mă culc decât cu niște mici tertipuri, mai jonglez un pic, mai ajut. Și atunci ar fi destul de absurd să spun nu vreau să mă culc. Păi nu, da? Da. Ar fi destul de absurd să spun nu vreau cu adevărat. Pentru că, ba da, eu chiar îmi doresc lucrul ăsta, chiar vreau să se întâmple, uh-huh. Dar în acest moment, pentru că undeva în mine există niște conflicte interioare încă și niște tensiuni legate de cât muncesc, cât e timpul pentru mine și cât ar trebui să fie timpul respectiv, undeva există încă un conflict și partea aia din mine care regenerează conflictul ăsta generează sentimentul ăsta de neputință. Băi, deși vreau și îmi propun în mod conștient chestia asta, nu pot. Uh-huh. Și în momentul în care cineva vine și îmi spune nu vrei cu adevărat, așa mi se dă un cap în gură, pentru că și acele persoane au lucruri pe care nu le pot schimba. Da, da. Conflicte, modul în care se întreb cu alții, tot felul chestii și... E mai ușor să vin către altcineva decât să te uiți în propria ta ogradă, știi? Da. Să-ți spui tu... Și să spui tu, mai nici eu nu pot anumite lucruri, pot să înțeleg ce înseamnă că nu poți. Uh-huh. Poți să înțeleg ce înseamnă că depui niște eforturi și nu-ți iese un rezultat încă. Dar cei care spun nu există, nu pot, e ca și cum ar fi o concluzie universal valabilă că orice vrei, poți. Dar nu este adevărată chestia asta. Da. Nu e adevărat că orice vrei, da, nu vrei cu adevărat. Bă, omule, ce înseamnă să vrei cu adevărat? Știi că sunt foarte mulți care sunt înverșunați legat de fraza asta. Nu vrei cu adevărat. Păi ce înseamnă să vrei cu adevărat? Păi să vrei, să faci. Și e ca și cum e o definiție asta circulară. Măi, nu pot. Păi nu vrei. Da, păi, și ce înseamnă nu vrei cu adevărat? Înseamnă că faci. Păi da, faci înseamnă că poți, dar eu am plecat de la nu pot. Deci e un cerc vicios. Da. Și atunci e foarte important să înțelegem că nu e de joacă cu cuvintele astea că te convingi tu pe tine că nu există, nu pot, pentru că, da, există, nu pot. Și nu există doar vreau sau nu vreau, pentru că sunt lucruri pe care vrei și nu le poți. Și e ca și cum începem să ne limităm realitatea și îți pui un fel de ochelari de cal în care nu mai vrei să vezi nimic din procesele tale interioare, tu doar te uiți la nu vreau pentru că nu pot, struguri acri, okay? Da. Dacă nu pot înseamnă că nu vreau cu adevărat, de fapt eu nu vreau, ok, atunci nu fac chestia asta. Și atunci, de fapt, o să vrei doar ce poți, știi? Niciodată nu o să ieși din cercul ăsta vicios nu-i vorba că nu pot, este de nu vreau. Ok, ceea ce înseamnă că orice vrei poți sau o să vrei doar ceea ce poți. Păi, da, nu gândește. Adică nimeni nu privește lucrurile așa. Plus că mai stai și vezi și partea asta că ok, nu pot, nu vreau. Mereu ni se spune că orice îți dorești în viața asta se poate întâmpla, dar de cele mai multe ori facem lucruri pentru că suntem condiționați. Chiar dacă nu vrem, știm că putem să le facem. Chiar dacă nu putem, atunci știm că vrem să le facem. Și într-o... că la un moment dat am putea, da. Dar asta e o matematică pe care dacă nu o facem suficient de lucid, ajungem doar la niște extreme și comportamente și decizii de-astea foarte extremiste, mai ales legat de alții, că așa e cel mai ușor, legat de noi ne blocăm, că e ca și cum dacă tu te convingi pe tine că nu există, nu pot, înseamnă că dacă nu o să
dacă într-adevăr apare la un moment dat sentimentul că nu pot sau ideea că nu pot, o să te închizi și nu o să te uiți acolo. Mm-hmm. Deci pur și simplu o să fie un o fel să de... refuz să vezi imaginea, spot, da. Cum se zice, unghi mort mm-hmm. al tău. Adică, și te întreb, bă, dar tu de ce nu faci chestia? M-am gândit și am luat decizia că acum nu este cazul în perioada asta. Tu, da, ai zis că vrei să faci chestia. Da, dar între timp m-am gândit și m-am răzgândit și nu mai vreau. Păi da, ai încercat? Am încercat și nu mi-a ieșit. A, deci n-ai putut. A, deci n-ai putut. Dar da, puteam. Deci dacă continuam, puteam, dar n-am vrut. Dude, sunt niște speculații așa de evidente pentru cineva din afară și când cineva vine la mine și aud chestia asta că nu există, nu poți pentru că nu vrei cu adevărat, astea sunt niște copii de la grădiniță, cu mintea unui copil de grădiniță, că nu există nicio formă de inteligență în chestia asta, scuze dacă primește cineva. Problema pentru mine. Dar păi, trebuie să trecem un pic la nivelul următor, adică... Da, ar fi cazul. E foarte important să înțelegem că atâta vreme cât gândești așa, în varianta asta de extreme, nu ai cum să te cunoști, nu ai cum să-ți cunoști limitele implicit, nu ai cum să le depășești și da, toată viața ta o să fii cu nu există, nu pot și păi există doar vreau, nu vreau, dacă tu nu poți înseamnă nu vrei cu adevărat. Și de asemenea cum se simte, de exemplu, o femeie care este mai sensibilă și care este mai în contact cu propria ei ființă și cu stările ei și să vină un bărbat, ea să spună, uite-te, este la menstruație, da? Nu pot să mă concentrez acum la niște chestii și vine iubitul ei care ci pe iubește și spune, nu există, nu pot, concentrează-te, trebuie să vrei, trebuie doar să vrei. Și la un moment dat chiar am văzut un bărbat care ținea un workshop pentru femei despre vitalitate, de cum să-ți menții vitalitatea ca femeie. Și era un bărbat care ținea chestia asta și mi-a zis, bă, tu ți-ai pus ovare, mă? Da, poate că le are și știe ce se întâmplă. Da. Suntem așa de deștepți când vine vorba de... Cred că mai și superficial, pentru că dacă ar fi să analizăm propriul nostru exemplu sau dacă noi suntem un exemplu pentru cei cărora le spunem că, bă, nu există, nu se poate, uite, eu am putut, atunci... Știi? Da, eu am putut în condițiile mele și am putut chestia asta, dar sunt multe alte da, care nu le pot. Deci sunt caracteristici specifice pentru fiecare dintre noi, dar alea nu le mai vedem. Nu poate să se abține să nu se bage peste femei. Am înțeles. Deci sunt multe lucruri pe care nu le putem face. Sau pur și simplu uneori nu putem avea răbdare. Da. Păi... Da, pentru că nu vrei. Nu tot, pentru că sunt pălării, adică pentru că unele lucruri chiar nu e nevoie să îți antrenezi răbdarea în moment respectiv. Da. Acum că am tot văzut părțile astea mai puțin benefice, că deloc benefice legat de expresia asta, hai să vedem cum putem să facem un, nu știu dacă neapărat un atu, dar să aducem, da, o recadrare. Cum ar fi de folos pentru noi să folosim expresia asta? În ce context? Sau cum să o reformulăm? Astfel încât să aibă sens, adică să aibă într-adevăr acel sens și să-l privim așa cum trebuie. Da, ieri am alergat, nu ieri, alaltă ieri, am alergat 7,5 km. Bun. Nici mi-am dat seama. Mi-am crescut performanța foarte mult față de primele alergări. Uh-huh. Au trecut 8 săptămâni, nici mi-am dat seama cum au trecut 8 săptămâni. Da. Și... pentru mine, rezultatele astea pe care nu le pot obține acum, pentru că, într-adevăr, nu pot, adică să învăț 12 limbi străine acum nu pot, pentru că nu este o prioritate, în primul rând. Și inclusiv să vorbesc o limbă străină, nu pot să vorbesc o limbă străină. O să pot să vorbesc o limbă străină la un moment dat după ce. Da? Și pentru mine, totdeauna când apare sentimentul ăsta de neputință, deși vreau ceva și nu pot, sau... și nu reușesc să ajung până acolo, nu vin niciodată să contrez starea de neputință cu ba da, poți, nu există, nu poți, trebuie doar să vrei. Chestia asta mi se pare o atitudine de, nu știu, de bărbat rigid și bătut în cap. Asta este o atitudine masculină tipică, chestia asta cu nu, că trebuie să poți, că trebuie să vrei, că așa merg lucrurile, că eu am putut. Și atunci, în loc să am atitudinea asta, am o atitudine în care mă uit la drum, e ca și cum mă ridic deasupra hărții,
Și în loc să încerc să mă convinc că sunt într-un loc pe hartă unde nu sunt, ca să se întâmplă de fapt. Nu, eu sunt în București, pentru că mă identific ca fiind în București, sunt în București. Okay. Nu așa merge. Dar ești în Cluj, oricât te identifică cu București, eu. Poate că ai o atitudine de bucureștean în Cluj, dar tot nu o să fii în București, o să fii tot în Cluj. Și în loc să mă forțez să mă văd pe mine altundeva pe hartă, mai degrabă încep să mă uit la drum. Și stau și mă gândesc, păi ce fain că am reușit să, am reușit să alerg în același timp, ca înainte, 7,5 km, adică am câștigat 1 km și foarte mare lucru pentru mine. Și stau să mă uit, ok, am avansat, am evoluat. Deci există șanse să ajung unde îmi doresc. Da? Pentru că am evoluat. Nu este despre faptul că nu pot, este despre faptul că acum nu este, nici mai nu este cazul poate să mă măsor, dar dacă ar trebui să mă măsor, n-aș putea, dar sunt pe drum și avansez. Okay. Și când mi-a zis prietenul al meu că la Spartan, anul ăsta când a fost la Spartan, a făcut 360 de burpees, care sunt un fel de pedepse, pe care dacă greșești o bucată de exercițiu, trebuie să faci 30 de burpees ca să-ți câștigi o viață înapoi, mai ca și un joc pe care da. Știi că ai fi murit în mod normal, dar faci 30 de burpees, ai o viață, poți merge mai departe. Și el a făcut 360 de burpees și mă gândeam, 7, 360, stai să fac un calcul. Și mi-am dat seama că trebuie să mă apuc să lucrez serios, dar și aici, nu mă apuc, știu că trebuie să ajung să pot să fac 500 de burpees în decurs de, nu știu, 3-4 ore, da? Pe lângă alergat și pe lângă alte exerciții. Dar ți le-ai... Exact. Și am făcut astăzi 7, dar mă duc acasă și mai fac încă vreo 7-10 și îmi propun să cresc în fiecare zi numărul, ca să pot să ajung acolo unde știu că va trebui să ajung dacă vreau să obțin un rezultat. Acum nu pot, dar pot să îmbunătățesc în fiecare zi. Ceea ce sigur poate oricine este să îmbunătățească în timp niște abilități și procesul. Da. Și asta e de fapt. Nu există, adică există nu pot rezultatul. Nu există, nu pot îmbunătăți procesul. Da? Asta nu e. Asta schimbarea asta de perspectivă. Da. Deci nu există, nu pot, în sensul de pot în mod constant să îmbunătățesc procesul și micile rezultate, astfel încât să obțin la un moment dat să pot rezultatul ăla pe care acum nu-l pot. Și fără chestia asta, oricum nu o să poți rezultatul ăla mare. Deci poți rezultatul mare doar dacă poți îmbunătăți în mod constant procesul și performanța în procesul respectiv. Cred că mai clar de atâta nu putea să fie. Da, a fost un episod un pic mai filozofic pe de o parte, pe de altă parte poate mai dur pentru unii. Era necesar. Da, am chiar astăzi cred că am un coaching cu unul dintre clientele mele care erau cu noi există nu pot. Și care am spus ok, dar poți să spui există nu pot. Și? Zis, nu pot să spun asta. Aha, deci există nu pot. Aia, așa, mintea noastră e foarte drăgălașă, așa... Da, pe când, știi, așa ne sabotăm singuri, din punctul ăsta de vedere... Ne consumăm foarte multă energie degeaba și ne încrâncenăm cu niște lucruri pe care am putea să ne relaxăm și zic, bă, chiar nu pot, chiar nu sunt în stare acum și hai că mă apuc, dacă chiar vreau rezultatul ăla, mă apuc să mă îmbunătățesc până când o să reușesc, până când o să pot. Super, super. Sunt curioasă ce... cum vi se par podcasturile astea pe care le-am început, seria asta de podcasturi, pe toate mantrele, expresiile din dezvoltarea personală pe care le-am primit de la voi, de altfel, o parte din voi din comunitatea noastră de pe social media, altă parte din comunitatea din baza noastră de date, așa că sunt curioasă dacă v-a ajutat în vreun fel sau, nu știu, cel puțin să aducă o schimbare de perspectivă în ceea ce privește folosirea lor și modul în care vi le spuneți le vedeți, în, da, și le vedeți în viața voastră. Noi o să continuăm cu alte episoade, că avem o listă destul de lungă. Mulțumim tuturor că ne-ați ajutat cu lista respectivă. Și chiar am observat că sunt intervenții din partea voastră la podcast, așa că vă încurajez să ne lăsați și mai multe comentarii ca Zoltan să poată să intervine. Da, unii sunt de acord, alții nu, unii te contrazic, alții nu te contrazic. Super. Na, dar asta e farmecul, că e important să vedem feedback-ul. Dragilor, vreau să mă contraziceți. Bun. Pentru data viitoare nu divulgăm subiectul, dar la fel o să fie o surpriză, sperăm plăcută. Mulțumesc, Zoltan!